24. Elena Lasconi este președintele USR și primarul municipiului Câmpul Lung. Mușcel, bună seara, Elena Lasconi. Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație. Cum vă uitați la ce se întâmplă în Statele Unite? Într-o săptămână am avut două lovituri de teatru cum n-am mai avut de mult. Cum n-am mai avut niciodată, dacă e să le luăm împreună. Cum e? Uite cum o femeie poate să salveze o situație, chiar dacă e vorba de Statele Unite ale Americii. Sunt absolut sigură că și din partea soților Obama o să vină susținere, dar înainte de a vorbi despre Kamala Harris, aș vrea să îi mulțumim președintelui Joe Biden pentru tot ce a făcut în acești 4 ani pentru România. Gândiți-vă, și de când a început conflictul din Ucraina, practic Joe Biden a fost foarte aproape de Ucraina și a trimis trupe și armament atât în România cât și în Polonia, în țările baltice, și e foarte important că știm că nu suntem singuri și că avem și parteneriatul strategic cu Statele Unite. E foarte bine să fim într-un parteneriat cu Statele Unite și nu sunt doar vorbe goale. Are o misiune grea de dus Kamala Harris. Știu că nu a avut dosare de politică externă, dar are în spate energia și competența instituțiilor statului american. Are o energie foarte bună, e și o femeie foarte frumoasă, cu o carieră în spate. Cred că este... Să știți că și mie mi se reproșează asta. Dar noi nu suntem o nație și nu suntem o lume de triști. Mie mi se pare că oamenii știu să facă haz de necaz și atunci când lucrurile nu merg foarte bine. Adică să nu te iei foarte tare în serios. Și mie mi se pare că zâmbetul Kamala Harris e molipsitor. Adică îți dă o stare de bine, că lucrurile merg bine. E foarte important. Adică de ce ne trebuie încruntați? Dați-mi niște exemple. Tatăl Kamala Harris este jamaican, mama este indiană. Da. Doamna Harris este căsătorită cu un evreu, a fost procuror general al statului, da, California, cel mai progresist dintre statele americane, a oficiat căsătorii între persoane de același sex. Este tot ce poate reproșa un american alb republican adorator al lui Trump. Pe de altă parte, doamna Kamala Harris și-a descris viața ei, știu că are și o soră, și a spus simplu: eu sunt americancă, și cred că e suficient. Adică dacă nu contează ce face un om, dacă nu contează faptele lui și contează culoarea pielii sau cine a fost mama sau tata, cred că avem o problemă. Cred că trebuie să ne ferim de a pune etichete oamenilor, pentru că e periculos. Și văd că asta se întâmplă foarte des și foarte ușor, mai ales în rețelele sociale. Și mi se pare trist, știți de ce? Pentru că atunci când te enervează cineva, de exemplu, și ești față în față cu el și îl jignești, spui: domnule, mi-am pierdut cumpătul. Dar în momentul în care ești pe un telefon sau un computer și scrii ceva care, o jignire, ceva ce nici măcar nu știi dacă e adevărat, și după ai dat și send, adică să se ducă informația, mi se pare că e mult mai grav. Și cred că ar trebui să se întâmple ceva, să facem ceva, să nu mai fie atât de multă ură și înverșunare. Nu este posibil să trăim într-o societate în care fiecare să avem pe frunte o etichetă. Statul nu ar trebui să intervină în viața oamenilor. Practic, statul ar trebui, instituțiile statului să funcționeze ca nouă să ne fie mai bine. Nu să intervină în viața noastră, să ne spună cine suntem. Mai sunt multe lucruri care trebuie să se întâmple până pe 5 noiembrie, data alegerilor prezidențiale. Dar dacă, la cursa din 5 noiembrie, se vor prezenta Donald Trump și Kamala Harris, credeți că există o variantă optimă pentru România? Americanii vor vota, noi suntem doar spectatori în povestea asta. Există însă o variantă optimă între cei doi pentru noi, pentru România? Dat fiind parteneriatul strategic cu Statele Unite, eu cred că nu contează cine va fi la Cotroceni și la Casa Albă, pentru că merge înainte.
Nu cred că este atât de important, dar în calitate de președinte al României, mie mi-ar plăcea să lucrez cu cât mai multe femei la conducerea statelor atât din Europa cât și din Statele Unite ale Americii. Mi-ar plăcea asta. Deci dumneavoastră v-ar plăcea să fie Kamala Harris? V-am spus, indiferent cine ar fi, nu am o preferință, pentru că e un parteneriat. Indiferent cine ar fi președintele Statelor Unite ale Americii, voi colabora cu el. Ne întoarcem la București. Ați fost la Ziua Patriarhului azi? Nu, nici nu m-a invitat. Și ce înseamnă asta? Nu înseamnă nimic. Eu îi doresc multă sănătate, la mulți ani și toate cele bune. Cum a fost să-i vedeți acolo pe Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu împreună? Dacă v-ar vorbi acum Elena omul și nu politicianul, v-aș putea spune că da, Dumnezeu poate să aducă oameni împreună, să zicem. A fost o chestiune, o petrecere în cerc restrâns? V-ați simțit exclusă? Da, până la urmă, nu, absolut deloc, nu. Am aflat după eveniment, absolut deloc, și Doamne, nu pun la inimă așa ceva niciodată. Nu știu dacă are legătură cu faptul că sunt președintele USR sau că sunt femeie, nu știu. Nu are importanță. Sunt absolut sigură că probabil s-au încurcat niște lucruri acolo la comunicare. Eu sunt creștin-ortodoxă. Am o relație bună cu multe fețe bisericești, cu oameni cu har, dar pe patriarh, la care încă o dată îi spun la mulți ani și să aibă multă sănătate, nu l-am cunoscut personal. Și probabil că ăsta ar fi fost un eveniment personal, deși din imagini pare că a fost, bine mersi, un eveniment public. Ultimul sondaj, Sociopol. Elena Lasconi, sunt sigur că l-ați văzut, spune așa. Marcel Ciolacu 25%, George Simion 19%, Mircea Joană 15%, Elena Lasconi 14%, Nicolae Ciucă 12%, conform sondajului ăstuia, nu intrați în turul 2. Așa cum am spus-o de foarte multe ori, nu cred în sondaje. Cred în ceea ce fac și cred în faptele mele și, cel mai important, cred în români. Pentru că aici nu e vorba de cine face un sondaj, este vorba de votul românilor și românii sunt inteligenți. Eu am observat asta și chiar și într-o comunitate mică, cum este Câmpul Lungul. Vă spun că anul acesta nu am avut atâta energie cât am avut în 2020 pentru a face campanie, iar celelalte partide au făcut o campanie și agresivă, pe alocuri și rușinoasă, cu foarte multe jigniri și minciuni la adresa mea. Cred că ultimele două, trei luni am avut câte trei controle pe zi ca să-mi blocheze activitatea la primărie și să-mi epuizeze energia. Până în alegeri sau și da, după alegeri? Până în alegeri. Până în alegerile locale. Da. Și de ce se întâmplă asta? Ca să nu mai ai energie și să te prindă cu ceva. Poate te prinde cu ceva. Și să nu mai ai energie să ieși în stradă. Și au fost zile în care nu am putut să ies. Și au ieșit colegii mei. Am comunicat mereu cu câmpulungenii prin postările mele, nu am răspuns niciodată atacurilor și le-am spus că am nevoie de majoritate în Consiliu. Și să știți că oamenii au înțeles. În ultima zi, de exemplu, de campanie, era târziu, deja se întunecase și eram într-un cartier, în cartierul Grui, din Câmpul Lung și mergeam pe străzi și eram obosită, voiam să mă duc către mașină cu broșurile în brațe și oprește o doamnă în intersecție cu o Dacie de geamul jos și zice: Doamna Lasconi, mergeți acasă și odihniți-vă, că toți vă votăm. Și eu nu m-am culcat pe urechea asta și arătam pe broșură, dar vă rog eu frumos, vedeți sigla asta, vă rog eu frumos și la Consiliul Local, vă rog din suflet, ajutați-mă că am nevoie de majoritate în Consiliu să nu ne mai blocheze proiectele. Este foarte important. Și știți ce mi-a spus doamna? Doamna Lasconi, de colo până colo. A
adică pe toate cele 5 buletine de vot. Iar la Câmpul Lung, într-un județ roșu, am câștigat detașat pe 4 buletine de vot, adică a câștigat primarul, Consiliul Local, Consiliul Județean, președintele Consiliului Județean și am fost la 100 de voturi de a câștiga și europarlamentarele. Și îi lăsați oamenii pe oamenii înțeles. Îi lăsați pe oamenii ăștia ca să fiți președintele României? Câmpul Lungului va fi foarte bine dacă eu voi fi președintele României și dacă aș ști că aș putea să schimb și să unesc comunități, așa cum am făcut la Câmpul Lung și să unesc poporul, da. Dați-ne câteva nume de instituții care v-au tracasat în timpul campaniei electorale, care au venit în mod intenționat ca să vă strice campania electorală. De exemplu, ISC, toate, cam instituțiile din 3 sau 4 litere vin peste tine. Dacă nu ești de-a sunt lor... instituții naționale, județenii, da. Ce fel de instituții? Da, și județene, bineînțeles că au și șef la București. Cine i-a pus? Pe cine faceți vinovat? Eu nu caut vinovați, domnul Prelipceanu, și nu-mi place să arăt cu degetul, nu mă încarc cu energie negativă și eu am în cap un singur lucru și așa am reușit să construiesc. Eu intru într-un proiect pentru a face ceva, ci nu de a lupta împotriva cuiva, pentru că e vorba aia românească. Dacă vrei să ajungi la destinație, nu arunci pietre în toți câini. Este ce înseamnă institutul, nu institutul, sau cum e? De stat în construcții. De stat în construcții, da? Cine a mai venit peste dumneavoastră? Toate instituțiile. Nu există instituție din România care să nu fi ajuns la primăria Câmpului. Au venit la dumneavoastră? Da, dar nu doar de când am început campania. Gândiți-vă că mi-au blocat lucrările pe bulevard și am câștigat procesul. Deci s-a dovedit că nu a fost ok că l-au blocat. A reușit să mi-l blocheze, ne-am judecat un an de zile, după un an... am câștigat, dar în perioada în care a fost blocat, e un semn de protest, am ținut audiențele pe bulevard, cu oamenii. Pe bulevardul care era aproape terminat, 80%. Și s-a autosesizat avocatul poporului că poate câmpul lungelilor le era cald sau îi bătea soarele în cap și nu aveau suficientă apă, toată lumea avea apă, dar când au dat pe 10 august cu gaze pe noi în Piața Victoriei, nu s-a autosesizat avocatul poporului. Mi se pare incredibil. Negocierile cu PNL? Discutați cu PNL? Negociați cu PNL? O înțelegere pentru alegerile mari? Eu v-am spus că sunt omul dialogului. Ar fi de discutat cu toți cei care se consideră de dreapta. Săptămâna asta, în mod cert, voi discuta cu reprezentanții ai PNL, dar PNL-ul ar trebui să își facă puțină curățenie și, așa cum ziceam eu, igienizare, pentru că acum nu se pot detașa de PSD, dar știu că în interiorul PNL-ului există oameni care știu că asta nu este calea bună nici pentru ei, nici pentru țară. Dar până una alta, opțiunea pe care o văd eu, opțiunea liberală, este USR-ul. Asta ar însemna o alianță electorală pentru alegerile generale? Nu vorbesc acum de alianțe. Ziceam, singura opțiune liberală în momentul ăsta, credibilă, este USR-ul. Discuțiile au fost, după telefonul pe care vi l-a dat Nicolae Ciucă, v-a felicitat și v-a întrebat dacă sunteți dispusă să stați de vorbă. Și a spus că da. Asta ne-a spus aici în studio. De atunci până acum, s-a întâmplat ceva? S-a întâmplat că am luat legătura și săptămâna asta o să discutăm. Săptămâna asta vă veți întâlni. Veți discuta despre alegerile parlamentare sau despre prezidențiale? Sau despre amândouă? O să văd ce dorește domnul Ciucă să discutăm. Cu ce mandat mergeți din partea USR, dumneavoastră? Eu o să ascult. Eu nu o să mă duc cu niște idei, pe care niște scenarii pe care mi le imaginez. O să ascult, să vedem ce are de spus. Dar în momentul ăsta nu simt că putem merge într-o alianță. V-am spus, e nevoie de o igienizare în PNL, nu se pot detașa de PSD. Să înțelegem că e o condiție, aceasta este o condiție pentru USR, ați colabora cu ei dacă s-ar distanța de PSD? O să discut cu colegii mei. Să știți că colegii mei din USR nu o să trăiască ce am trăit până acum, să afle de la televizor ce are de gând USR-ul să facă și care este poziția oficială. Eu pot să vă spun că am deschidere să ascult. Și mă voi duce la întâlnire și voi asculta. Și voi vedea
ce gânduri au ei, pentru că știu că lucrează la o strategie de vreo 2 săptămâni. Un alt scenariu este acela în care dumneavoastră sau ei, în baza acestei înțelegeri, să vă susțină sau să îi susțineți în turul al doilea al prezidențialelor. Da, cred că asta e de la sine înțeles. Dacă să presupunem... Nu, n-ai cum, adică tot o formațiune de dreapta ar trebui să susții, chiar dacă acum ești atât de lipit de PSD. Cred că, și știu că există voci în PNL care au fost și împotriva celei de-a doua alianțe cu PSD și care își doresc să se întâmple această igienizare. Vom vedea. Cum vă veți simți dumneavoastră și colegii de la USR dacă o posibilă înțelegere cu USR ar trece drept o alternativă la o posibilă înțelegere cu PSD? Cum adică? Adică ei să discute și cu dumneavoastră și cu PSD și să aleagă ce e mai bine pentru ei. Cred că ei deja au antrenamentul de relație cu PSD. Adică nici nu cred că ar mai trebui să se gândească. Dar cred că o să-i amendeze românii la vot. Nu mi se pare sănătos. Și cred că dacă se va întâmpla asta, doar ca să ține cu dinții, ca să aibă guvernarea din decembrie, soarta PNL-ului va ajunge ca PNCCD-ul. Știți că cifrele sunt în favoarea variantei. Partidele cele mari sunt ele două. Da, este foarte adevărat. Adică PSD plus PNL face egal mai mult decât PNL plus USR. Să știți că dacă ne-am unit forțele, haideți să vă dau din casă, în 2020, la o negociere la nivel mic, da? În 2020 am avut discuții cu lideri importanți din PNL și le-am propus să mă susțină candidat comun la primăria Câmpul Lung. Și au spus, nu, știi că Ludovic ar vrea să spună că a câștigat alegerile în noaptea alegerilor și la Câmpul Lung. Păi zic, da, Câmpul Lung e un oraș mic. Nu, ca să vii la PNL. Și eu cred că intrasem de o lună în USR. Și am zis, domnule, eu dacă aș avea, să zicem, o menajeră care se schimbă la o lună, eu nu mai am nicio relație cu ea. Nu aș putea să fac asta. Eu, când am luat decizia să intru în USR, am crezut cu toată ființa mea și cred în continuare în valorile USR și mă bucur că i-am cunoscut pe deputați, pe parlamentari USR, la girafă, la proteste. Ei erau în stradă, pe ei am văzut acolo. Și plus că cred că e singura formațiune politică cu adevărat democratică din România în momentul acesta. Bun, ca să nu am mustrări de conștiință, am mers pe drumul meu. Toți îmi spuneau, n-ai nicio șansă, este un județ roșu, nici nu ești din Câmpul Lung, ești venetică, n-o să te voteze. Și regele Carol a vrut să facă peleșoaie și nu a reușit, pentru că e o societate conservatoare. Și a zis, măi, nu vreau să am mustrări de conștiință și vreau să mă duc să negociez cu PNL Câmpul Lung. Și le-am făcut o scrisoare deschisă și m-am dus la negocieri și le-am spus un lucru, colegii mei din USR mi-au reproșat. A spus, domnule, eu nu negociez funcția de viceprimar, eu vă dau. Pentru că este aberant să mă gândesc că o să pot să colaborez cu PSD. O să câștig alegerile, dar dacă mergem împreună, o să avem mai mulți, voi o să aveți mai mulți consilieri pentru că aveți un brand puternic, PNL-ul. Și o să am mai puțin, dar o să câștigăm detașat. Și dacă mergem umăr la umăr și construim împreună, din 19 consilieri, în 2024 o să avem 17. Iar PSD-ul 2. Dacă nu, voi o să aveți 2. Ghiciți câți consilieri are PNL-ul? 2. Nu au înțeles. Asta vă zic, dacă noi am putea, prin valorile pe care le avem, să construim și să mergem umăr la umăr. Uitați-vă, vorbim de președintele Statelor Unite ale Americii, de Joe Biden, care a avut înțelepciunea, nu s-a ținut cu dinții de scaun, a avut înțelepciunea să facă un pas în spate și să spună, merge Kamala Harris. Ce le răspundeți peneliștilor care spun încă nu s-au liniștit apele la USR, să se liniștească și după aia mai stăm de vorbă?
Ei au niște ape foarte tulburi. S-au liniștit apele la USR? Eu zic că da, sunt foarte liniștite. Ideea este că după 9 iunie vă dați seama că foarte mulți colegi de-ai mei au fost și dezamăgiți, cum am fost și eu. Am fost șocată să văd. Am intrat la o televiziune și era pe videoul, cum e aici, era 7, ceva. Procentul și a zis, aoleu, nu facem pragul. Deci nu venea să cred. Nu vizualizam un rezultat sub 10. Adică care să fie sub 10. Dar acum mergem cu motoarele turate și ne vedem de treabă. E un eveniment tulburător. Astăzi, foarte lăudabil, intervine în poveste protecția copilului din România. Evenimentul tulburător este că unor familii de români de la Leeds le-au fost luați copiii de protecția copilului din Marea Britanie. Astăzi intervine protecția copilului din România, care spune așa. Suntem alături de oameni, ne exprimăm înțelegerea față de durerea familiei de români din Leeds, ai cărei copii au fost luați în plasament, dar motivele care au stat la baza acestei decizii sunt legale și îndreptățite. Cum e pentru Elena Lasconi? Dacă v-ar opri un locuitor al municipiului Câmpul Lung și v-ar zice, Elena Lasconi, ce e asta? Ce s-a întâmplat acolo? Ce i-ați spune? Păi vedeți că dacă nu știi toate datele problemei, oricum, nimic pe lumea asta nu validează violența. Nimic, absolut nimic pe lume. Știu că am avut o situație și în Suedia, nu-i așa? Tot așa cu copii care au fost luați în plasament, pentru că una dintre fetițe ar fi spus la școală că, nu știu, aici e mai grav. Unul dintre cei 4 copii a ajuns la spital cu capul spart. Asta. Dar legea este lege și dacă te duci să muncești într-o țară și să fii și protejat, că au și protecție socială, beneficiază românii și de șomaj dacă își pierd locul de muncă. Ajutoare sociale? Sigur. Atunci trebuie să te supui legilor de acolo. Și sunteți de acord sau nu cu revolta, cu faptul că au incendiat absolut un autobuz, deloc. Au distrus o mașină Eu de poliție? Eu nu sunt de acord cu revolta și cu violența în niciun context. Pentru că asta nu face altceva decât să crească și mai tare violența. Ce le spuneți celor care spun, uite, din cauza acestor români, avem noi o etichetă proastă, o imagine proastă în Occident și întotdeauna vor spune, a, românii au pornit această revoltă, chit că la ea au participat mulți din cartier care nu mai erau români. S-au asociat acestei revolte mulți alții. Da, tocmai prin tocmai asta vă spun, am cunoscut foarte mulți oameni minunați. Când eram jurnalist, am făcut multe reportaje de 1 decembrie cu oameni cu care ne mândrim și care sunt foarte respectați în străinătate și mă mândresc cu ei. Important este ca tu, ca român, să îți faci bine treaba oriunde te afla în lumea asta și să te mândrești că ești român. Și ar fi grozav dacă lucrurile ar merge bine în România și s-ar putea și întoarce și instituțiile să funcționeze bine așa cum funcționează într-o țară civilizată, cum ar fi Anglia, de exemplu, Marea Britanie. Ați spus despre președintele Iohannis că nu a fost la dineul organizat de Joe Biden la Casa Albă la finalul summitului aniversar NATO, ca să ajungă mai repede la plajă la Neptun. Aveți informații? Eu nu am spus, este o certitudine. Este foarte clar că nu a fost la dineul de la Casa Albă. E foarte adevărat că a lipsit și de la ultima ședință a summitului NATO și de la alte câteva ședințe de acolo. Eu nu-mi place să critic oameni. Cum v-am spus și treaba asta, să pui o ștampilă. Toată lumea crede că e ușor să fii prezentator. Dar numai dumneavoastră știți. Toată lumea crede că e ușor sau și ei știu mai bine de pe Facebook cum e să fii președinte de țară sau primar sau nu știu. Nu te poți pune în pielea omului, dar mie mi se pare că s-a îndepărtat foarte mult de români. Concediile astea, lipsa de comunicare, nu i-au făcut bine și oamenii au simțit asta.
Gândiți-vă că în 2019 președintele se mândrea cu faptul că a scos PSD de la guvernare și în al doilea mandat, ce să vezi, a băgat PSD-ul la guvernare. Elena Lasconi, știți că a plecat de la Washington și s-a dus la Neptun la mare? Da, am informații certe din trei surse, cum face un jurnalist. Dar și atunci asta este puteți mai puțin... spune cu certitudine că motivul lipsei de la Dineu a fost să nici măcar, la mare. Nici măcar nu are importanță. Și dacă l-ar fi durut măseaua și dacă ar fi avut o problemă cu stomacul, tu ai fost votat de români să reprezinți România. Și noi nu am fost reprezentați unde? Nu la Cuca Măcăi, undeva la nu știu ce târg. În Statele Unite. Nu am fost la ultima ședință a summitului NATO. Nu, mi se pare că nu ne face cinste. Vă tot laudă Elena Lasconi, vă tot laudă și spune că sunteți varianta lui optimă. Traian Băsescu, i-ați cerut lui Traian Băsescu să vă laude? Nu, am reușit să fac rost de numărul președintului Traian Băsescu, cred că când a fost difuzată, duminică. Da. A fost imediat, imediat după ce a fost difuzată emisiunea, mi-a trimis un coleg numărul de telefon și i-am mulțumit, l-am sunat, nu a răspuns, și am lăsat un mesaj prin care i-am mulțumit foarte mult. Și după a început jihadul, ca să zic așa. A început, știți ce este aceea, o fermă de troli? Cum sunt? Cred că am avut multe pe pagina mea de Facebook. Într-un fel, mi-a și crescut pagina în mai puțin de o zi cu vreo aproape 3.000 de organic. N-am invitat pe nimeni, că n-am avut timp să fac asta, să stau pe Facebook. Cu 3.000 de urmăritori. Dar nu vă puteți imagina vânjură? Câți troli. Vânjură? Doamne, și USR-ul și pe toată lumea. De ce? Din cauza lui Traian Băsescu? Din momentul în care toată presa a început să scrie, nu din cauza domnului președinte Traian Băsescu, puțini și din cauza dânsului, domniei sale, dar pur și simplu ca să înjure. Pentru că cred că nu e bine să fim cărți, nu-i așa? Urma să vă întreb dacă vă face bine că Traian Băsescu vă laudă. Eu cred că da, într-un fel da. Cred că mi-ar face bine și dacă m-ați lăudat dumneavoastră sau oricine mă cunoaște să spună despre mine lucruri. Domnul președinte Traian Băsescu a spus că nu m-a cunoscut, dar m-a cunoscut, dar la câți oameni o fi văzut el, probabil că nu-și mai aduce aminte. Odată, aia chiar nu avea de unde să-și mai aducă aminte, era ministrul transporturilor și a venit la Deva și eu eram reporter la Pro TV Deva. Și atunci am avut un interviu cu domnia sa și apoi în 2019, când am fost la Bruxelles, mi-am dorit eu foarte, foarte tare să vorbesc cu domnul președinte Traian Băsescu și am făcut un filmuleț și, pe care l-am pus pe Facebook. Dar probabil că nu-și mai aduce aminte momentul. Limitați în campania dumneavoastră electorală, ce mai? Adică veți colabora cu Traian Băsescu? Ne anunțați acum că, păi stați că strângeți rândurile? Stați că nu mi-a răspuns la telefon. V-am zis, am sunat, nu a răspuns și i-am dat mesaj și mi-a răspuns la mesaj. Aveți un febl pentru femeile politiciane, ne-ați spus asta. Diana Șoșoacă și ce a făcut în Parlamentul European, ne face bine sau ne face rău? Nouă ca țară. Ea acolo reprezintă o țară, nu îi reprezintă doar pe cei care au votat-o. Da. O să fiu foarte sinceră cu dumneavoastră. Cred foarte tare doamna Madeleine Albright, Dumnezeu să o odihnească, o femeie extraordinară și căreia îi datorăm faptul că am intrat în NATO, pentru că ne-a susținut foarte mult. Spunea un lucru foarte, foarte impresionant și cred că ar trebui să fie învățătură de minte pentru femeile din România. Spunea că orice femeie care nu susține o altă femeie are locul ei în iad, un loc special.
în ea. Și vă temeți de asta? Nu, nu mă tem. Doamna Șoșoacă probabil nu o să mai aibă tribună, pentru că intervențiile domniei sale o să fie din ce în ce mai puține. Pe de altă parte, extremele nu sunt bune. Mesajul domniei sale este fascist și pro-Putin. Nu asta este calea. Noi suntem pro-Occident, pro-NATO, pro-Uniunea Europeană și vedem cât de important este că suntem așa. Dar ar trebui să-i ascultăm pe românii care au votat-o. Și să vedem unde s-a greșit și de ce s-a întâmplat asta. Pentru că nu a fost un accident. Deci noi trebuie să ascultăm întotdeauna românii. Nu să ne apucăm să ne dăm cu părerea despre unul și altul. Că s-ar putea să... Ea probabil că este cea mai excentrică din Parlamentul European și știu că am văzut că a scris și Politico că era pe numărul unu la excentrici, dar nu o să mă apuc niciodată să lovesc într-o femeie. Am dreptul să nu votez o femeie, dar nu o să mă apuc să dau cu pietre în nicio femeie. Mulțumesc mult! Elena Lasconi, președintele USR, primar al municipiului Câmpul Lung, Mușcel, în studioul Digi24. Scurtă pauză, ne întoarcem, vorbim despre alegerile americane, rămâneți cu noi!